Băiatul meu, episodul 2. Aca nu știe încă că în momentul în care va păși în acel conac nu va mai putea pleca. Lucrurile se schimbă când află că Efe nu este în siguranță în locul încredințat. Pentru Asie, Aca este cel mai mare pericol care îi va determina despărțirea familiei. În timp ce încearcă să scape de ea, greșelile nesăbuite ale lui Șule o determină pe aceasta să plece. Cu toate acestea, nimeni nu știe care este adevăratul pericol. Protecția lui Ali Kemal asupra lui Aca îl înnebunește pe Hasan, fratele său necunoscut. Începe un război între femeile care aleg să tacă cu secretele lor, inclusiv bărbații. Un Hasan care este gata să ardă totul de dragul a ceea ce iubește și un Ali Kemal care încearcă să-și protejeze familia, Aca. Sunt făcuți primii pași ai unei confruntări irreversibile. Ali Kemal și Hasan nu știe că sunt fiii aceleași mame, Hasan fiind părăsit imediat după ce a fost născut.